Bună ziua! O să vorbim astăzi despre abuzul din copilărie și ce efecte are acest abuz asupra copiilor. Este un subiect important pentru că nu putem să vindecăm ceea ce nu cunoaștem, ceea ce nu identificăm mai întâi. Și fiecare om are tendința de a spune că viața lui a fost bună, copilăria lui a fost bună, părinții lui sunt oameni minunați și totul a fost bine. Dacă intrăm un pic mai în detaliu, putem constata că au fost și lucruri care nu au fost așa de bune. Și până nu le identificăm, până nu ne confruntăm cu ele, până nu le recunoaștem și nu le punem în cuvinte, noi vom crede că totul a fost bine și că problemele cu care ne confruntăm în prezent au apărut din senin. Sau vom spune, credeam că așa sunt eu. Dar e important să înțelegi că dacă în prezent tu ești într-un fel și nu ești mulțumit cu felul în care ești sau felul în care te simți îți provoacă pagube, îți provoacă tulburări, îți provoacă diferite pierderi în viața ta prezentă, întotdeauna aceste lucruri care se întind pe o bucată lungă de timp au de-a face cu copilăria ta. Este important prima dată să identifici acest lucru, și anume abuzurile trăite de tine în copilărie, cum te-au afectat, ce efecte au abuzurile asupra copiilor, cum îi marchează, cum le schimbă modul de a percepe viața, și apoi poți să te ocupi de aceste situații pentru a fi vindecate și pentru a te elibera de tensiunea, stresul, panica, neliniștea legate de aceste aspecte. Deci despre abuzul din copilărie și efectele lui. Maniera în care tratăm copilul depinde într-o mare măsură de modul în care am fost noi înșine tratați când eram copii. Poate că sunteți părinți și poate că observați în maniera de a vă raporta la copii o anumită conduită care nu vă mulțumește, anumite trăsături și anumite reacții care v-ați propus să le înlăturați. Și poate că pe alocuri ați reușit și totuși sunt anumite reacții de moment care survin în comportamentul dumneavoastră și nu sunteți deloc mulțumiți cu acest mod de a acționa. Și atunci vom vedea în copilărie ce lucruri v-au marcat astfel încât în momentul de față aveți aceste reacții. De asemenea, e important să vedeți în modul în care vă raportați la propriul copil ce lucruri îl marchează fără ca dumneavoastră să conștientizați acest lucru. Deci abuzul cuprinde toate formele de violență fizică, psihică, săvârșită împotriva copilului. Și anume, orice comportament care implică folosirea forței și a superiorității pentru a-l răni. Bătaia, lovirea, agresiunea sexuală, comportamentele cu conotație sexuală săvârșite în prezența copilului. Asta înseamnă că dacă un adult îl abuzează sexual pe copil, este un abuz cu siguranță cu impact. Și asta nu necesită neapărat să fie vorba de penetrare, poate să fie vorba de a atinge zona intimă a unui copil, poate fi vorba de a-l expune la material pornografic, poate fi vorba de adulți care au relații sexuale în prezența copilului, crezând că el doarme, sau poate crezând că el este prins cu altceva și este în camera lui și poate se joacă, dar el să aibă posibilitatea să audă ceea ce se întâmplă sau să intre pur și simplu din greșeală în camera adulților. Sunt lucruri care pe un copil îl marchează. Discuții pe temă sexuală în prezența copilului sunt lucruri care afectează planului psihologic și de asta este important să fiți atenți ca adulți la aceste aspecte. Alt lucru, respingerea copilului prin critică continuă, insulte, umilință și intimidare, muncă fizică inadecvată vârstei și capacităților lui fizice. La oraș lucrul ăsta are loc mai puțin sau deloc. În schimb, la țară sunt oameni care încă își folosesc copiii pentru tot felul de munci opositoare, pentru tot felul de munci care sunt inadecvate cu vârsta lui.
în special asta se întâmpla cu o generație în urmă sau două, acum se întâmplă, sper, mai puțin și nu mai este același impact, pentru că părinții nu mai lucrează prin intermediul copiilor sau cu ajutorul copiilor atât de mult ca altă dată, dar alte date știm, copiii erau folosiți la munca câmpului și lucrau cot la cot cu adulții. Dacă copilul este deja mare, lucrurile astea nu mai sunt așa o problemă. Dar când este peste puterea lui, când copilul este obosit și extenuat peste puterea lui, acest lucru devine abuz. Bun. Țipete, amenințări, neglijare, alungarea de acasă. Sunt părinți care nu conștientizează că a țipa la copil, a îl certa în continuu, a îl critica mereu, este un abuz psihologic și emoțional, crezând că dacă copilul nu este lovit, dacă nu este bătut, dacă nu este chinuit fizic, totul este în ordine. Copilul simte abuzul emoțional la fel de puternic ca și abuzul fizic. Faptul că nu este bătut, dar este amenințat cu bătaia, faptul că nu este bătut, dar el este în continuu înjosit, efectul este același. Mergem mai departe. Obligarea la săvârșirea unor acte imorale, înjositoare, periculoase, minciună, furt, cerșetorie, prostituție, etc., privarea copilului de libertate, privarea de hrană, căldură, adăpost, liniște pentru a se putea odihni. Sunt copii care dorm cu frică, sunt copii care nu pot dormi de frică, sunt copii care stau într-o tensiune continuă, așteptând tata să se întoarcă acasă, în contextul în care el se întoarce acasă sub influența alcoolului și de multe ori au loc certuri violente între părinți, ceea ce pe copil îl expune foarte puternic din punct de vedere psihic și emoțional. Asta înseamnă că nu există copil a cărui părinți să se fi certat când el era copil și lucrul ăsta să nu fi fost pentru el un abuz psihologic major. Părinții cred că dacă copilul este în camera alăturată, el nu suferă din cauza certurilor lor. Ba da, el suferă mai mult decât părinții își pot da seama. Astfel că dacă sunteți părinți și aveți neînțelegeri cu părintele copilului, adică cu partenerul dumneavoastră, evitați certurile în prezența copilului sau în casă cu copilul, pentru că copilul va fi ochi și urechi și el va auzi tot, și se va naște în sufletul lui foarte multă frică. Deci, lăsarea copilului un timp îndelungat în grija altora sau mai rău singur, părinți bolnavi de boli fizice sau psihice, părinți severi, perfecționiști, obsedați, maniaci, depresivi, anxioși, manipulativi, furioși, etc. Dacă ești un părinte furios, care mereu ai crize de nervi, care mereu îți sare țanderea de la orice și mereu ești gata pe ceartă, gândește-te că lucrul ăsta lezează planul psihic al copilului tău. Dacă părinții tăi au fost așa, să știi că lucrurile astea te-au afectat, chiar dacă tu astăzi nu conștientizezi acest lucru. Este important să te gândești cum reacționezi tu când copilul tău este slab. Când el are sau manifestă anumite slăbiciuni, anumite neajunsuri și neputințe, dă-te puțin deoparte și analizează-te. Cum reacționezi tu la slăbiciunea copilului tău? Îl manipulezi? Îl intimidezi? Faci presiune asupra lui să se schimbe? Faci presiune asupra lui să fie cum ești tu? Să gândească ca tine? Să simtă ca tine? Să acționeze ca și tine? Faci presiune asupra lui să dovedească că este altfel decât este el cu adevărat? În felul acesta îți vei îndepărta copilul de tine. Repet, fii atent. Cum reacționezi atunci când copilul este slab? Îți este milă de el? Răspuns greșit. Îl presezi să se schimbe? Răspuns greșit. Ești alături de el încercând să-l înțelegi? Răspuns corect. Dacă tu nu-ți cunoști copilul, dacă nu cunoști ce e în sufletul lui și dacă nu accepti ce este în sufletul lui, ești un părinte manipulativ, deși tu nu-ți dai seama. Gândește-te câtă presiune faci asupra copilului să fie ca tine,
să vadă ca tine, să aibă programul aranjat cum l-ai tu aranjat, să gândească și să acționeze ca tine. Cât de mult poți concepe că propriul tău copil e diferit de tine, care alt ritm, care alt mod de a face lucrurile, care alt mod de gândire, că se raportează la diferite situații diferit de tine. Și câtă încercare și câtă solicitare și presiune face asupra lui. Să aibă ritmul tău de lucru, să vadă lucrurile cum le vezi tu, să le înțeleagă cum le înțelegi tu. Aceasta înseamnă că ești un părinte manipulativ, deși tu nu-ți dai seama. Vii cu rigori și cu presiune asupra lui, deși tu nu-ți dai seama. Și atunci îți propun, dacă ești părinte, acest exercițiu. Când îți vezi copilul slab, neajutorat, când vezi copilul că este neputincios, dă-te 3 pași în spate și observă propriile tale reacții. Ce faci în momentul ăla? Cum reacționezi? Fii atent. Ce faci când copilul tău e furios? Fii atent ce faci când copilul tău este slab. Ce faci când este neajutorat sau când nu poate să facă ceva? Vii cu presiune asupra lui? Îl forțezi să iasă din situația aia datorită faptului că este respins de tine dacă nu se conformează? Pentru că în acest caz ești un părinte manipulativ. Și atunci uită-te în sufletul tău să vezi ce simți tu în momentul ăla. Pentru că lucrul ăsta este decisiv. Ce simți tu când copilul tău este slab? Ce simți tu când copilul tău este furios? Pentru că aceste lucruri sunt situații și momente cheie în care tu poți cunoaște pe tine. Tu te poți cunoaște pe tine prin intermediul copilului și să vezi care sunt lacunele tale. Pentru că dacă nu-ți rezolvi lacunele tale, sperând că și le va rezolva copilul pe ale lui, este o concepție greșită și rezultatul nu va fi deloc așa. Dacă vrei să te bucuri de copilul tău, acceptă-l cu slăbiciun cu tot și caută mai degrabă să ai conexiunea sufletească cu el decât să ai un copil care se apropie de perfecțiune. Pentru că poți să ai un copil care se străduiește mai mult, dar pe care l-ai pierdut. Poți să ai un copil care are note mai bune, care are performanță mai bună, dar care te consideră dușman. Și atunci n-ai câștigat nimic. Chiar copilul tău este performant, în sufletul lui el se va simți nefericit, se va simți singur și neînțeles și atunci n-ai rezolvat nimic. Pentru că sufletul copilului este cel mai important lucru. Caută să-ți încurajezi copilul prin faptul că îl cunoști. Nu încurajare artificială, nu încurajare exterioară, nu încurajare care este bazată pe critică sau pe presiune, ci o încurajare care vine din partea faptului că îl cunoști pe copil și că îl accepți pe copil și că îl susții așa cum este. Orice formă de abuz săvârșită împotriva copilului provoacă o traumă care se reflectă în comportamentul său intim, social, școlar, în relația cu semenii, în conduita de joc, în imaginea despre sine și lume. Dar lucrurile astea întotdeauna vor avea impact pe termen lung asupra copilului. Alt lucru important este dacă ești un părinte cu vicii sau dacă ai avut părinți care au avut vicii. Și aici mă refer la alcool, mă refer la relații extraconjugale, mă refer la tot felul de vicii care să producă impact în cei din jur. Ce simte și ce gândește copilul abuzat? Gândește-te bine, pentru că aceste lucruri le-ai simțit și le-ai gândit și tu când erai copil, dacă părinții tăi s-au comportat așa. Consideră că permanent greșește și că merită pedepsele primite. Un copil niciodată nu va considera, mic fiind, că mama greșește sau că tata greșește. Nu. El întotdeauna va fi convins că el este greșit, că el nu este bun, că el este vinovat și va fi rușine de el însuși. Că este răspunzător de supărarea părinților și de nefericirea părinților și de furia părinților și de depresia părinților și de viciile părinților și de neputințele părinților, el mereu se va simți răspunzător pentru părinții lui, cât de fericiți sau nefericiți sunt.
Copilul supus frecvent agresiunilor învață să trăiască într-o așteptare anxioasă, într-o stare de permanentă alertă. El se va aștepta în orice moment să îi se întâmple ceva rău, să greșească cu ceva și să fie pedepsit pentru ceva. Se îmbolnăvește des, își face foarte multe griji, așteptând în orice clipă să fie agresat și pedepsit de cineva. Despre putere, care vor fi concepțiile copilului, copilul înțelege că cel puternic deține puterea, că el este victimă și astfel învață un mod de comportament, adică asociază puterea cu agresiunea, așteptându-se ca cel care este în poziția de putere, de autoritate, de conducere, să acționeze asupra lui într-un mod agresiv, într-un mod posesiv, într-un mod care să-l constrângă pe el să se supună, fără ca el să fie de acord cu lucrurile acestea și fără să poată să vadă folosul acelui lucru. Când devine adult, își exprimă și el agresivitatea asupra celor mai mici sau mai slabi decât el, asupra partenerului de cuplu, dacă este o fire emotivă, el va încerca să se impună într-un mod agresiv, asupra subordonaților, asupra copiilor, asupra animalelor, va fi agresiv cu toți cei care se vor lăsa intimidați de el sau manipulați de el. Lipsa de iubire. Este greu ca un copil care este umilit, lovit, amenințat să aibă încredere în adult și să poată să simte iubirea acestuia. Sunt mulți părinți care își iubesc copiii. Să nu spunem neapărat că toți, deși probabil majoritatea își iubesc copiii, dar fiind agresiv, fiind manipulativ cu copilul, copilul nu va simți acea iubire. Deci, repet, când un părinte care își iubește copilul este manipulativ și agresiv, copilul nu va reuși să simte iubirea. Pentru că această atitudine de manipulare îl va face pe copil să se simtă amenințat, neînțeles și neiubit, indiferent câtă iubire spune părintele că are pentru el. El va considera că nu merită iubirea adultului, că nu este dorit, acceptat și iubit. Acceptat. Un copil să se simtă acceptat este noțiune definitorie. Dintre toate lucrurile posibile pe care le simte sau pe care le poate simți un copil, nimic nu se poate asemăna cu acest sentiment de a ști că ești acceptat, de a ști că ai fost ca și copil acceptat. Dacă un copil nu are sentimentul că este acceptat așa cum este, necondiționat, toate celelalte lucruri sunt neesențiale. Acest sentiment dintre toate este cel mai puternic, cel mai valoros și cu cea mai mare greutate și importanță dintre toate. Dacă un copil se simte acceptat, necondiționat, va fi sănătos din punct de vedere psihic când este adult. Dacă simte presiune asupra lui, manipulare, intimidare, dacă se simte opresat, dacă se simte forțat, în acel moment copilul va ști că nu iubit. Indiferent câte lucruri îi se cumpără, indiferent câte dorințe îi se îndeplinesc, dacă această dorință, această nevoie nu este îndeplinită, celelalte sunt nesemnificative. Chiar dacă părintele ulterior regretă tratamentul aplicat copilului, copilul va rămâne permanent cu un sentiment de neîncredere. Neîncredere în părinți și nu le va mai spune ce are pe suflet, nu le va mai spune ce nevoie are emoționale, neîncredere în el însuși, neîncredere în oameni, neîncredere în viață. De aici pornește neîncrederea. Neîncrederea în Dumnezeu, neîncrederea în el însuși, neîncrederea în părinți, neîncrederea în oameni, neîncrederea în viață. De aici pornește neîncrederea, de la sentimentul de a fi neacceptat așa cum este, datorită presiunilor care se fac asupra lui să fie altfel, să performeze, să înțeleagă, să devină într-un fel sau altul. Câtă vreme se fac presiuni asupra copilului de a fi diferit, el va înțelege că nu e acceptat, apoi va înțelege că nu e iubit,
și apoi înțelege că nu poate să aibă încredere în nimeni. În felul acesta va deveni un adult anxios, suspicios, temător, timid, depresiv și cu tot felul de probleme la nivel de echilibru emoțional. Dorința de răzbunare. Tolerează abuzul și, în secret, începe să elaboreze planuri de răzbunare pentru mai târziu. Copiii știu că nu se pot pune cu părintele și mulți dintre ei se resemnează, se supun, dar este o supunere de suprafață, pentru că în interiorul lor mocnesc planuri de răzbunare și, la un moment dat, le și duc în aplicare. El nu este capabil să ierte ce îi se întâmplă, deoarece nu îi se arată înțelegere și părintele nu schimbă nimic. Când devine capabil să-și domine părintele, găsește o modalitate de răzbunare. Eșec. Eșecul copilului este o modalitate de răzbunare față de părinți. Pentru că acel copil care știe că pentru părinte cel mai mult contează rezultatele, posibil ca exact în acel domeniu el să se răzbune pe părinți având rezultate slabe, chiar dacă a învățat. Pentru că, într-un mod tacit, într-un mod inconștient, va vrea să-și pedepsească părinții și să se pedepsească pe sine. Pentru că tot timpul lucrurile vor fi împreună, legate una de cealaltă. Eșec, sfidare, fugă de acasă, delicvență sau atacuri violente, inclusiv sinucidere. Sunt adolescenți care se sinucid tocmai din dorința de a se răzbuna pe părinții lor pentru lucrurile săvârșite față de ei. Mergem mai departe. Normalitatea, modelele de comportament se învață în familie. Copiii imită în cele mai mici amănunte comportamentul părinților pentru că el nu deține un filtru personal cu ajutorul căruia să discearnă binele de rău. Și aici ne referim la cei copii mici. Ei nu au un filtru. Ei nu pot să înțeleagă că ceea ce se întâmplă nu li se datorează lor. Ei nu pot să înțeleagă că anumite comportamente ale părinților sunt de evitat. El va face tot ceea ce vede la părinții lui. Când va crește și va întemeia o familie, va aplica aceleași metode, convins fiind că așa se procedează. Și nu doar că va aplica aceleași metode, dar își va găsi același partener, își va crește copiii în același fel, va avea aceleași stări emoționale și psihice ca ale propriilor lui părinți. Un exemplu dat copiilor este mai valoros decât 1000 de cuvinte de încurajare. Da, și aici avem acei părinți care își încurajează copiii să aibă încredere în ei, dar ei ca părinți nu au încredere în sine. În schimb, de la copil se așteaptă să performeze chiar dacă rezultatele lor au fost mediocre. Deci, cu alte cuvinte, din partea copilului sunt niște pretenții de a fi altfel, de a performa și de a fi încrezători, curajoși, puternici, când de fapt propriul părinte nu este așa. Minciuna. Copilul observă că atunci când greșește este pedepsit, certat, bătut și că părinții nu iartă și nu tolerează. De aceea, pentru a evita pedepsele aspre, învață să ascundă adevărul, să-l denatureze și în felul acesta învață să mintă. Curând, aceasta devine un obicei care îi aduce beneficii, pe care îl va transforma mai târziu în convingere personală. Și atunci copilul învață de mic, iar când e adult devine expert în a minți, în a nu-și asuma responsabilitatea, în a plasa responsabilitatea pe umerii altuia, în a se scoate pe el, aruncând asupra altora povara pentru faptele lui. În colectivitate el poate fi retras, temător, în stare permanentă de alertă, simțindu-se amenințat sau, dimpotrivă, poate fi agresiv, răzbunător, dominator, netolerant, etc. Copilul agresat și abuzat în familie suferă, în general, o denaturare a comportamentului social. Și asta înseamnă că, în relație cu ceilalți, mereu va avea relații tensionate. Tipuri de conduite în joc, în care putem să identificăm dacă copilul este abuzat.
Da? Vom vedea felul în care se joacă un copil și în interacțiunea cu alți copii și singur. Modul în care se joacă un copil poate fi un indicator foarte fidel în a se vedea dacă acel copil este abuzat. Copilul are o conduită prin care el este excesiv de cuminte. Este retras, temător, nu intervine în joc. Este foarte anxios și emotiv când este întrebat ceva. Este acel copil timid care e greu să vorbească, să se exprime, să-și spună punctul de vedere, să solicite ajutor sau să ceară să îi se dea ceva. El a învățat că nu poate fi niciodată suficient de atent, suficient de cuminte, suficient de bun, suficient de inteligent pentru ceilalți și atunci se retrage. Nefiind niciodată sigur de consecințe, preferă să nu interacționeze. Asta cu atât mai mult cu cât a avut parte de niște părinți inconsecvenți, imprevizibili, care altădată îl lăudau, altădată erau explozivi în manifestarea mâniei. Și atunci copilul, temător fiind, neștiind dacă spune ceva greșit sau nu, preferă să tacă. Acest copil este mereu victima copiilor mai puternici sau agresivi din cadrul grupului. Rolurile pe care le preferă sunt cele marginale, inferioare, care nu implică mari responsabilități. Evită să atragă atenția, se supune îndemnurilor, el reflectă prin joc poziția de victimă pe care o are în propria lui familie. Alături de un părinte agresiv, un părinte manipulator, un părinte care îl presează și îl stresează mereu. Copilul răzbunător. Nu trece nimic cu vederea, este agresiv, revendicativ, nu tolerează frustrarea, îi pedepsește pe ceilalți pentru cea mai mică greșeală pe care o fac. Este copilul care de obicei chinuie animalele, chinuie copiii mai mici, este un copil care stresează foarte tare pe cei din jur, prin țipete, prin modul în care se adresează celorlalți. Dorește să conducă și perturbă permanent grupul. Nu uită și nu iartă. El se identifică cu părintele dominator din cauza incapacității de a face față situației de violență și își compensează inferioritatea în cadrul jocului, simțindu-se foarte anxios și nesigur pe el, datorită părintelui care l-a făcut să se simtă așa. El, ca să-și ascundă frica, devine foarte agresiv și foarte dur cu ceilalți copii. Este călăul grupului, jocul trebuie să se desfășoare după regulile sale, identifică rapid copiii victimă pe care îi persecută, își alege rolul dominatoare, superioare, chiar violente, cărora de multe ori le conferă o formă agresivă și abuzivă. Sunt copiii care umilesc alți copii, sunt copiii care agresează sexual alți copii, sunt copiii care lovesc alți copii, sunt copiii care înfricoșează și sperie alți copii. Și e foarte important de văzut comportamentul unui astfel de copil și intervenit, ca problema aceasta să se poată rezolva aducându-l la un specialist, dar nu doar copilul. Pentru că dacă familia lui nu este ajutată să schimbe mediul în care acest copil trăiește, doar faptul de a fi dus la un specialist nu este suficient. Copilul matur a învățat să facă față situațiilor dificile. Când vedeți un copil care este mult mai matur decât vârsta lui, nu vă bucurați pentru acest copil și nu credeți că este ceva benefic pentru el. E foarte posibil ca acest copil să fi fost forțat să devină matur înainte de vreme. Și acest lucru presupune un abuz care are loc asupra lui. Deci copilul matur se comportă ca un mic adult, este protector cu ceilalți, îi consolează, îi ajută, îi sprijină, oferă celor din jur ceea ce simte nevoia să primească el însuși în cadrul familiei. Este posibil ca acest copil să facă parte dintr-o familie cu o situație materială precară, să muncească pentru a-și ajuta familia, să fie supra-responsabilizat, să fie paternalizat. Unul dintre părinți poate fi alcoolic,
violent sau bolnav, iar copilul preia răspunderea părintelui victimă, empatizând cu acesta și învățând să facă față situației. Își protejează mama care este bătută, care este umilită, care este expusă sistematic la pericole și atunci el intervine, apărându-și mama, făcând lucruri pentru ea, consolând-o, încurajând-o, mângâind-o, ținându-i moralul sus, făcând-o să râdă, făcând-o să fie fericită, să se simtă bine, preluând sarcinile ei. În felul acesta, copilul este maturizat forțat, iar acest lucru este un abuz asupra lui. Preferă roluri care implică seriozitate, responsabilitate și sacrificiu. Copilul deprimat refuză jocul, nu participă sau nu se implică decât dacă este forțat să participe în joc. Este rigid, blocat, preferă solitudinea, retragerea, singurătatea, relaționează puțin, nu se împrietenește și nu manifestă interes față de ceilalți copii. Este resemnat, nu se bucură, nu se entuziasmează, manifestă incapacitatea de a face față vinovăției. El se va simți vinovat pentru orice. Violența de acasă a determinat izolarea lui, retragerea și pierderea interesului pentru tot ceea ce îl înconjoară. Nu mai speră să primească ajutor și nici măcar nu-l mai solicită de la cei din jurul lui. Acolo unde există traume, este foarte important a se acționa pentru vindecarea lor. Acolo unde există traume în trecut, e important să se știe că lucrurile acestea nu trec cu trecerea timpului. Trecutul nu trece, el este prezent și este viu. Oamenii cred că dacă zilele trec, va trece cumva și trauma, dar ea continuă și se încăpățânează să rămână într-un mod pasiv în psihicul acelui om, producând daune pe termen lung în ce privește relația acelui om cu el însuși, cu oamenii din jur, dar și starea lui psihică și emoțională, comportamentul și conduita pe care o are. Nici o traumă sufletească nu trece de la sine. Repet, nici o traumă sufletească, indiferent cât de îndepărtată este, nu va trece de la sine. Nu va trece prin metode magice, nu va trece prin ceva miraculos, nu va trece prin trei pași prin care poți să faci ceva, nu va trece prin tot felul de mătănii, tot felul de slujbe și rugăciuni pe tema aceasta. Presupune ca acel om să se confrunte cu realitatea, cu suferința, cu trauma, să retrăiască durerea pe care a avut-o în copilărie, ca mai apoi să se poată elibera și vindeca de această durere stocată undeva în interior. Vindecăm trauma prin deciziile pe care le luăm. Deciziile noastre pot genera traume noi sau pot vindeca traumele pe care le avem prin faptul că ne privim trauma în față, ne confruntăm cu ea, o analizăm și găsim căi de vindecare. Din fericire, atunci când ne vindecăm traumele, realizăm că și trecutul se duce acolo unde este locul și, într-adevăr, suntem liberi de efectul lui asupra noastră. Și astfel trecutul ne lasă să trăim prezentul și să ne bucurăm de el, să fim sănătoși, să fim fericiți, să avem relații bune cu oamenii din jur. Până nu facem acest lucru, trăim într-o continuă frământare cu proprii demoni, o confruntare care, din păcate, distruge vieți. Toată tensiunea trăită de noi când eram copii, dacă nu luăm contact cu ea, dacă nu o trăim, dacă nu ne confruntăm cu ea și nu o vindecăm, ea se transformă mai târziu în boală. Ea se transformă mai târziu în niște stări pe care nu le mai putem controla. Problemele nevindecate rămân stocate în organism până le eliberăm. Organismul devine ca un depozit pentru răni emoționale, dar își ia atributul, mai ales în cazul în care problemele sunt acumulate pentru perioade lungi de timp. Stocarea rănilor emoționale în corp slăbește organismul și în timp atrage afecțiuni.
boală, depresie, oboseală, agitație interioară, anxietate, etc. Rănile emoționale sunt menite să fie vindecate, dar presupune să ne ocupăm de ele. Noi nu suntem meniți să petrecem viața cărând după noi vechi probleme, poveri și răni emoționale. Problemele nevindecate ne trag în jos, ne mențin adormiți, limitați și în imposibilitatea de a ajunge la vârful muntelui și de a experimenta viața din abundență pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Vă mulțumesc și știu că toate aceste lucruri vor avea impact în viața dumneavoastră atâta timp cât țineți cont de ele și atâta timp cât faceți pașii necesari pentru vindecarea dumneavoastră. Vă mulțumesc!